botului pentru următoarea etapă, gălbenușul. Acum, după ce l-am oprit, apăsăm pe buton, ridicăm capacul și învârtim. Îl dăm în stânga și gata. Așa arată albușul bătut. Acum, următoarea etapă e să punem paleta pentru robot. Acum apăsăm și se lasă jos. Acum îi dăm neam încet de puțin din gălbenuș. Acum punem făină. La fel, puțin cât de puțin. Eu fac de fiecare parte ca să aibă peste tot. Cernem cacao. Acum adăugăm praf de copt. Acum punem blatul. Puțin câte puțin. Acum întindem aluatul de cacao, de ciocolată. Acum introducem tava în cuptor la 180 de grade timp de 10 minute. Așa arată platul prăjitorii copt.